Brașovul are cluburi care au pus viața clienților în pericol. 9 astfel de unități au fost amendate de inspectorii ISU anul acesta pentru că nu aveau autorizația PSI. De acum înainte, ISU va putea să închidă astfel de unități. Municipiul Brașov are 25 de unități de alimentație publică cu program prelungit, așa cum sunt denumite cluburile în normativele legale. 17 astfel de spații au fost verificate de angajații Inspectoratului pentru Situații de Urgență Anul acesta, aproape jumătate dintre ele aveau autorizația de prevenire și stingere a incendiilor, dar multe altele au ignorat total regulile. Pompierii nu au putut închide cluburile pentru că nu există cadrul legal care să le permită o astfel de măsură. Până în momentul de față din cele controlate au fost identificate 9 unități fără autorizație PSI, s-au luat măsurile care se impun, au fost aplicate sancțiuni, au fost aplicate avertismente, amenzi în cuantum de 30.000 de lei. În continuare vom intensifica aceste controle, se vor desfășura controle mixte împreună cu reprezentanța al poliției locale, ai poliției naționale, ai primăriei și 30.000 de lei în total, nu? La toate neregulile, la cele 9. Da. Un Ați alt... dat măsuri de remediere? S-au luat măsuri de remediere pe timpul controlelor. Legal, noi nu putem să închidem acele spații. O hotărâre de guvern emisă marți 3 noiembrie 2015 dă dreptul ISU să închidă pentru 60 de zile cluburile care pun în pericol viața consumatorilor. Localurile pot funcționa în baza unei autorizații de funcționare eliberată de primărie, pe care o pot obține în funcție de numărul de persoane pe care îl declară, suprafață și amplasament. Unele unități de alimentație publică obțin autorizația de funcționare de la primărie doar după ce o au deja pe cea de la pompieri. Anul acesta vă pot spune că am eliberat 76 de astfel de avize, și încă în termen de valabilitate de anul trecut este un număr de 58 de. Sunt un număr de 58 de societăți. Au fost date aceste avize de funcționare, autorizații de funcționare și fără normele PSI? acolo unde sunt absolut necesare normele PSI, este un aviz absolut obligatoriu și sunt convins că colegii mei de la serviciu de autorizări au respectat legislația, iar toate autorizațiile ce necesitau acest aviz au acest aviz în spatele autorizației. Anul acesta, în urma controalelor polițiștilor locali, s-au descoperit 41 de unități care nu aveau nici autorizația de funcționare, iar cuantumul amenzilor se ridică la 40 de mii de lei. O altă instituție care verifică frecvent unitățile de alimentație publică este protecția consumatorilor, care poate lua măsura închiderii unităților și redeschiderea doar după remedierea deficiențelor. În ultimile luni, discutăm de peste 20 de controle la astfel de unități și discu discutăm despre amenzi de. Aproximativ 45.000 de lei subliniez o sumă foarte importantă aplicată acestor agenți economici și măsuri. Pe lângă aceste chestiuni au fost și măsuri complementare de suspendare parțială a activității pe diferite, uh, diferite uh, segmente. Municipiul Brașov are 134 de unități de alimentație publică în evidențele primăriei, care de acum înainte... Va confrunta datele cu cele ale Inspectoratului pentru situații de urgență. Echipe mixte formate din inspectori din mai multe instituții vor porni în perioada următoare din ordin de prefect în controle țintite legate de problematica funcționării legale.